Avem așa. Yeah. Sonia, Andrei, o să vină Cornelia Ionescu, Nașa, Anca Neacșu, care a cântat la nuntă, și Silvian Voicu, cu tot cu taraf, în câteva clipe. Oh! Felicitări, Casa de Piatră! Să ne trăiască! Casa de Piatră, să vă trăiască, fiinii! Bine ați venit! Bravo! Poftiți, luați loc! Felicitări pentru muzică, Doamne, pentru ce frumos antren, pentru distracție! Pentru emoții, pentru lacrimi, am plâns și noi cu voi! Cât ați plâns voi, dar și cum a plâns Sonia? Păi am văzut-o mâncaia-și gura ei! Cum te simți acum, scumpa mea? Liniștită! Nu știu, cred că în momentul acesta pot să spun că de acum începe viața mea. Vreau să vă spun că am privit împreună valsul vostru și felul în care tu plângeai nu era un plâns oarecare. Plângeai cumva de relief, cum e în engleză, de relaxare, da. Că ești lângă bărbatul visului tale și că știi exact ce faci și că e bine ce faci. Da, da. Este foarte adevărat. Nu știu, pentru mine cred că așa și începe. Viața mea începe din momentul acesta. Chiar dacă noi am făcut cununia la primărie, cununia civilă anul trecut, nu are nicio legătură faptul cum te cunună preotul, care sunt jurămintele pe care ți le faci în fața preotului, în biserică sau în fața altarului. Noi ne-am dorit foarte mult aceste lucruri, eu mi le-am dorit dintotdeauna să le fac împreună cu bărbatul care va rămâne pentru tot restul vieții mele lângă mine. Iar Andrei și el e prima. Normal, când o vedeam pe ea, atunci vrei, nu vrei, nu poți să plângi emoțiile. Chiar oricât aș fi eu de puternic sau ceva, când o văd, chiar îi spuneam, nu vreau să mă uit la ea așa foarte atent. Emoțiile trăiam, dar încercam să mă stăpânez. Normal, nu puteam să fiu și eu. Am spus de el, eram 100%. Spus că te-a și călcat tare, probabil, pe bătătură. Așa. Mă scuzi o clipă să o bagă seama și pe Nașa sau la bătăturile tale, ție? Nașa e Nașa. Cum a fost ca Nașa? Ai nășit de multe ori? Ei sunt cea de-a treia pereche de fiini. Ai mână bună? Am mână bună, să știi. Nu, toți sunt fericiți în acest moment, toți au copii. Le-am botezat și copiii. Le sper că și ei să fie fericiți și împliniți. Pentru că Sonia este prietena mea de suflet, ne cunoaștem de peste 10 ani și chiar mi-am dorit ca eu să fiu părinte spiritual și astrele s-au aliniat într-un anumit fel ca eu să fiu lângă ea la biserică, în primul rând, unde a fost cel mai important. Împreună, probabil, ați ales și pe Anca, l-ați ales și pe Silvian să vă fie alături și ați făcut, voi v-am văzut în imagine, o atmosferă de... Stai să spun, Teo, când am început să cânt prima piesă, m-am dus lângă Sonia să-i dedic piesa, să-i spun Casă de Piatră. El era la masă, mai lene și așa, l-am ridicat, bineînțeles, de pe... Cred că era de emoții. Da, și am început să-i spun Soniei că am o surpriză pentru ea și am început cu piesele Asia. Și a început cu ochii mari ei să plângă. Zic, nu plânge, de ce și o să plâng acum? Foarte emoționată, dar superbă, frumoasă. Frumoși amândoi. Taraful? S-a făcut treaba sau i-a fost acasă și la da, am deschis imediat după trupa Talisman, după Dansul Mirilor. Am avut partea noastră, am fost... cu atmosfera, ca să zic așa. S-a furat mireasa. S-a mâncat tortul. Domnul Silvian. Sarmalele. Domnul Silvian. Uitați-vă în ochii mei. Unde e bucata mea de tort? A mâncat-o soția. Silvian. Că asta e viața mea de prezentator. Să mănânce lunta și la masă și la mine să nu se gândească. Măcar imagini și tot mi-au adus.
ceva lucrul ăsta? Deci să furăm mireasa. Nu e rău, sincer. Nu simțești tu nevoie așa de puțină relaxare, să nu mai cânte boxele atât de tare? Da, e foarte adevărat. Dacă aveam aici un masseur să-mi facă ceva la piciorușe, un masaj, era perfect. Dar sunt foarte curioasă unde mă duceți. Suntem în club? Da! Da. Mamă, de când am mai fost în club! Băi, ce nu pot să cred așa ceva! Prietenul are nevoie să cunoaște! Hai! Încercăm! Avem cum altfel! S-ai furat de 25 de minute. Știu, și aveam telefonul închis și am și zis, a furat mireasa, mi-a zis o fetiță și mi-a furat mireasa. Și zic, bine, dar cum să mă sune? Telefonul meu închis, cine să mă sune? Și stăteam liniștit până venea aia. Aveam ce facem că Mirel are telefonul închis? Aveai telefonul închis? Da, de o oră. De o oră. Și nu știu ce să fac. Zic, mă... Și ce faci? Uite, rămâi fără soție. Păi vine ea, vine la inimioară. Vine la inimioară. Măcar la el. Eu nu cred că mai vine. Dacă la mine, dacă nu venea la el, venea sigur. Dacă păi nu negociezi, ce ești dispus să dai pentru ea? Ce ești dispus? Orice. Încep negocierile. O secundă. Gata, uitați aici. Sunt pregătiți să ne spună ce vor. Cui dau telefonul? Pe speaker, să-l dăm pe speaker. Tu, împreună cu Oana și cu Viorel Lis, trebuie să dansați Gangnam Style. Hai mă băi, hai să nu exagerăm. Hai, de Oana. Trebuie să îi faci o declarație de dragoste soacrei tale. Dar vezi că am multe pretenții și cred că refuz. Iar a treia cerere și ultima, o vacanță la Paris. Asta da. În Franța, la Paris, în Franța, mă duc să-mi distrez nevasta. Niciodată în viața mea, nu mai vine mireasa, sigur, dacă mă lăsați pe mine. Oana, tu gata cu mine, nu mai avem ce vorbi. Eu sunt polițistul bun, tu ești polițistul rău aici. Uite-te bine. Alie, da? Foarte greu, așa, să stai să faci declarații de dragoste. Dar trebuie să o privești în ochi. Da. Da, pe dumneavoastră, că așa a fost dorința Sonei, ca să o aduc înapoi și facem orice pentru ea. Mă bucur că am o soacră ca dumneavoastră, sunteți parte din familia mea. Opa în Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Opa în Gangnam Style. Nu-i pui nicio condiție ca să o primești înapoi? Mi-a dat... Stați așa! O idee bună! Și eu, ca să te primești, trebuie să spun o condiție, dacă mai vreau. După tot ce am făcut acum, trebuie să te întreb și eu ceva. Așa, să danseze și pe aia să facă și o declarație de dragoste mie. În această seară magică, vreau să-ți spun că tu ești totul pentru mine. Și dacă mâine mi-ai cere să fug la capătul lumii cu tine, aș face-o. Te iubesc! Care au
Colegele noastre care au fost la nunta voastră ne-au spus că a fost un eveniment plin de sentiment și de adevăr. În momentul în care ai făcut declarația de iubire lui, ce te așteptai să zică? De foarte multe ori nu mă aștept să spună foarte multe cuvinte, pentru că Andrei e genul de persoană care dovedește prin gesturi, prin fapte, mai puțin prin cuvinte. Și de foarte multe ori, pentru mine, ochii lui care îmi spun, îmi transmit tot ceea ce trebuie, sunt de ajuns. Adică este suficient. Voi sunteți de acord cu chestia asta cu furatul miresei? Mie mi se pare îngrozitor de incomod. În primul rând să iei fata, care e îmbrăcată cine știe cum, chinuită, nu știu, să o purci într-o mașină, să o duci într-un club sau cine știe pe unde. Și după aceea sunt... Dar, Teo, fata își dorește întotdeauna să fugă de lângă bărbatul ei. Ca să vadă, noapte? Da, ca să, probabil, să vadă dacă o dorește înapoi și ce face, ce sacrificii ar face pentru ea. Eu am fost cu Andrei în timp ce negocia. Așa. Și ce nu s-a văzut pe filmare la voi este că Andrei s-a și antrenat un pic, cred că vreo 10 minute, un sfert de oră, pentru că nu știa să danseze pe melodia aceasta. Nu știu să danseze deloc. Deci, domnul Lis, în momentul în care a fost solicitat pentru ajutor, a zis, vă rog frumos să ne ajutați, să ne ajutați să aducem mireasa înapoi. A venit așa cu buzunarele goale și a zis, eu n-am decât $2 în buzunar, n-am cum să vă ajut. Pe urmă, când cu dansul s-a descurcat mai bine, dar le-am mai luat și pe niște domnișoare de pe lângă la dans, dar nu s-a supărat Oana. Oana e vreodată geloasă în circunstanțe de astea? Ai văzut-o vreodată uitându-se? Nu. Cred că nici nu are de ce. Cred că este foarte sigură de relație. Vai! Fiecare înțelege ce trăie. Ce trăiești de la curent? Sunt 3 ceasuri pline de imaginație. Deci nu e geloasă că nu are de ce. Adică crede cu putere iubirea, în, sinceră. În iubirea sinceră pe care o poartă soțul. Bravo, ce bravo, ești bun? Da. Da, bine, și soțul o iubește sincer. Păi nu am zis că nu iubește. Da. Tocmai. Asta, sincer. Asta zic. Dar ei chiar se potrivesc, sunt spirituali. Deci, hai să trecem peste momentul ăsta. În momentul în care ai chemat-o, ți-ai chemat invitații, care au fost criteriile pe care a trebuit să le îndeplinească aceștia? Că am văzut că ai fost foarte atentă. Da, la... da, este foarte adevărat. De fapt, toată nunta a fost organizată de mine și de prietenii mei. Andrei fiind ocupat cu jobul știu. Lui și venind acasă, sunt sigură, sunt sigură, pentru că ultima săptămână el s-a ocupat de tot ce a trebuit. Am fost extrem de norocoasă de oameni minunați care au fost lângă mine, Dan Bursuc, Radu Baron, care s-a ocupat de muzică, de momentele minunate. Nu cred că vreodată pot să mă revanșez față de ei. Prietene foarte bune. Bravo de cântat, colega, mai cântăm și noi. Stai puțin, să-ți povestesc ceva drăguț. Yeah. Vreau să vă povestesc ceva ce mi-a povestit mireasa însăși. În timpul nunții, ea s-a bucurat de prezența unor prietene care au venit de prin Africa de Sud, din țări îndepărtate, special pentru evenimentul ăsta. Iar ele, în momentul formărilor ca om, ascultau Asia. Și vă dați seama cam ce emoție a declanșat Anca Neacșu în momentul în care a venit și a început să cânte Asia. S-au pus toate pe plâns în amintirea vremurilor frumoase. Toată lumea plângea. Apoi să ne aducem și noi aminte, să vedem ce piesă. Nu cu o piesă de la Asia, cu altceva, dar o să vă cânt și de la Asia peste câteva săptămâni. Așa o să facem. Vă invit la dans. Anca! Hai! You know... Any combination for a crazy nation. Ring ding ding dong dong dong. No, no, no.
for you around the world. I like the way you lie, but your love is so high. Tú sabes que yo quiero conocerte. ¿Qué hacer para verte? Mira cómo me ves su pelo. ¿Cómo decir cuánto te quiero? Între noi invitații am tot vorbit despre vremea din ultimele zile, care era cât pe ce să le strice celor doi îndrăgostiți toate planurile. Cu atât mai mult cu cât am descoperit că presiunea atmosferică așa crește și scade, de ne-a furat astăzi un invitat drag pe care îl salutăm și îl pupăm din suflet. E vorba despre Laura Vas, care s-a îmbolnăvit pur și simplu și care n-am mai putut veni pentru că a făcut o... Da, îmi pare foarte rău că nu este alături de noi. Și mie. A răcit puțin, dar își revine, să nu se sperie nimeni până la urmă. Este o prietenă minunată, ne-a încântat foarte, foarte tare, a făcut un program minunat. Și vreau să-i mulțumesc că a avut atât de mare răbdare. Ea a venit de undeva de pe la ora, nu știu, 1 noaptea și abia la 4 dimineața a cântat. A stat lângă noi, a venit, m-a ajutat cu îmbrăcatul, nu știa ce să mai facă, da, să fie. Scumpă. Este minunată și îi mulțumesc lui Dan Bursuc că ne-a adus-o. Îi mulțumesc tarafului Silvian Voicu că a fost alături de noi. Ne-a încântat și cu soția Gianina. A fost un moment extraordinar. Au fost mai multe momente extraordinare. Dar cu ploaia norocirea aia de sâmbătă, că nici măcar fost... ploaie nu mai poți să numești. A fost furtună. Deci s-au deschis baierele cerului așa și a început să cadă toată apa de pe planetă, Oceanul Pacific pe noi. Da, bineînțeles că toată lumea, invitații, foarte mulți invitați nu au venit din cauza ploii. Ei, lasă! Și chiar vorbeam cu tine la începutul emisiunii, cum ne-am ales invitații. Au fost într-adevăr oameni care ne-au fost foarte apropiați nouă. Am fi putut să avem o nuntă cu 400 de invitați, dar decât să nu cunoaștem invitații care ne vin la nuntă, am preferat să avem invitați lângă noi care au o legătură spirituală sau dacă nu erau... E parte din familia noastră. Nu am vrut să avem invitați care nu au avut legătură cu noi și să se bucure așa cum e firesc să se bucure la o nuntă. Toată lumea să fie acolo pentru că ne iubesc, că sunt lângă noi și că se bucură sincer și real. Pentru fetele care vreau să se căsătorească și care și ele au emoțiile prin care voi ați trăit, vreau să ne spuneți cât de rău poate fi stricată o nuntă și de ce. Adică ce poate să meargă rău? Nu cred că poate să meargă rău nimic. Credeți-mă pe cuvânt că de la început, de când am planificat nunta, dacă nu am avut toate ghinioanele de pe pământ. Deci cred că atunci, de atunci trebuia să filmăm noi. Foarte multe ghinioane. Ne-a întrebat foarte multă lume de ce am făcut duminica trecută o nuntă și de ce am făcut sâmbătă o altă nuntă. De fapt a fost o singură nuntă. Duminica trecută a trebuit să o facem religios la biserică, pentru că părinții noștri au insistat foarte, foarte mult să facem cununia și în biserică, pentru că așa e lăsat. Da. Religia noastră, așa e lăsată la Dumnezeu să fim și în lăcașul Domnului. Și a trebuit să o facem duminica trecută, pentru că noi de săptămâna aceasta am intrat în post și nu puteam să oficiem slujba în biserică sâmbătă, așa cum ne-am dorit. Nu am putut să facem duminica trecută și nunta, pentru că nașii Viorica și Ioniță de la Clejani nu le permitea programul. Cum o dai? A fost totul făcut așa, cum să spun, deci toate ghinioanele de pe pământ au fost... Nașă, dar tu nu puteai să pui piciorul în prag, că te știu un om hotărât. Eu te știu pe tine odată te apucă și organizezi. Eu am fost foarte hotărâtă și i-am cununat la biserică. Da. Mi s-a părut cel mai frumos în moment. A fost o slujbă extraordinară și le-am spus, trebuie să vă căsătoriți acum, indiferent de problemele pe care le aveți, pentru că mai erau și altele în afară de ceremonia aceea religioasă. Eu i-am cununat,
toată lumea a crezut că atunci este nunta cu adevărat. Și stai puțin. Noi, de fapt, ne-am dus, a fost o petrecere. Sonia nu spune, dar după biserică, bineînțeles, am mai făcut încă o petrecere la care s-a distrat toată lumea, câteva ore. Și nu, își va aduce aminte întotdeauna cu plăcere de momentele astea din viața ei, atunci când treci peste ele, când te gândești, Doamne, trebuie să schimb data anunții, trebuie să explic lumii de ce am trei perechi de nași și nu doar una, pentru că noi sunt trei. Deci da, eu i-am cununat la biserică, sunt părintele spiritual și așa cum am spus, sunt nașa numărul 1, indiferent de... Sigur, pare rău. Indiferent de ceilalți nași. Nașii ceilalți sunt Viorica și Ionita de la Clejani, care au fost alături de noi sâmbătă și ne-am distrat extraordinar împreună cu ei. Și a treia pereche... Sunt prietenii noștri de suflet foarte buni, doctorul Rashad Hassan și soția Ana Maria, care au fost alături de noi în fiecare moment al nunții, doar că ei nu puteau să ne chemune la biserică pentru că sunt în religia musulmană. Da, înțeleg. Deci, pentru noi, de asta și spun, au fost foarte multe serii, hai să nu le spunem ghinioane, foarte în multe momente care... Dăm așa. De asta spun... Nu, dar fiecare și-a împărțit partea aleului, știi cum este? Exact. Eu am fost la biserică, Viorica la petrecere și era așa de alături de ei mereu. Dar eu cred că toate cele trei perechi vom fi alături de ei de acum înainte, toată viața. Andrei, dacă ar fi să schimb ceva la nunta asta, ce ai schimba? Sara? N-aș schimba nimic, nu știu, probabil că mi-aș fi dorit să nu plouă, să fie și momentul respectiv cum l-am dorit noi, să rămână până la capăt. În rest, ei au făcut această nouă ceremonie tocmai de dragul florilor și al naturii, pentru că ei două firi sensibile și au dorit să oficieze relația fața lui Dumnezeu sub cerul liber și ușor de înțeles, mai ales pentru mine, dacă înțelegeți ce vreau să spun. O să mai vedem câteva imagini ca să ne facem poftă. A fost taraful domnului Silvian Aci de față, care a făcut un program extraordinar. A fost Laura Vas. A fost mâncarea, a fost sarmaua. Să ne facem poftă de ce? De sarmaua și de tortul. Este așa de petrecere, de nuntă. Și.
tatăl buchetei, buchetului mirese. Ia să cerăm așa ușor, ușor, ușor. Să vedem, să vedem, să vedem. Roxana se pregătește, văd. Vitez aici. Și... M-am marit. La anul, că acum sunt foarte obosit anul ăsta, nu mai am timp și de, nu știu, am foarte multe evenimente, dar la anul, nunta anului 2018 va fi a mea. La mai dezmăț, ne așteptăm de acum încolo la mai dezmăț. Unde plecăm în călătorie de nuntă? Păi mâine dimineață o să și ne facem bagajele să plecăm. Dacă ne credeți că încă nu am ales destinația, în seara aceasta... Mi se pare aceasta... absolut corect. Plecați-mă, ne stai mă puțin, în seara aceasta... Las mine din aeroport, nu ca în filme. Exact așa o să și facem. Nu am avut timp să ne alegem, pentru că plecările prima oară ne-am dorit în Dubai, după aia ne-am dorit în Egipt și... Nu am avut timp să pregătim vacanța. Avem o prietenă foarte bună care are o agenție de turism și am spus astăzi ce ne găsești pentru mâine dimineață. Așteptăm să vedem ce mesaje ne-a trimis acum viață. În timpul emisiunii. Ani, hai că te trimit eu în Turcia în vacanță. Ne trimiteam ca în Turcia. Apropo, the best. Apropo, chiar noi două trebuie să vorbim ca... Da. Colega, ți-am rezervat și ție o vacanță. M-aș duce într-o excursie în Turcia cu riscul de a-și plăti-o. Pleci cu mine diseară. Pleci cu mine diseară. Mergem frumos în excursie la Bragadiru. Da, bravo. Am eu un prieten la agenția de turism. Ceva, facem altă șmecherie. Aveți bagajele. Îl rugăm pe domnul Silvian Voicu să aducă tot taraful, să aducă și soția. Noi n-am atâția bani de bilet să-i luăm și pe ei. Păi asta zic. Haideți să intrăm, să ne prezentăm. Dacă ar fi mâine dimineață să mergem la aeroport, noi doi, paca doi boi așa. Da. Și zic, colega, iubita mea, Teo, da. Sufletul meu, da.
Suntem în aeroport. Da. Unde ai vrea, draga mea, să zburăm? La Nămol, la Techirghion, doamne, și domnilor. Am pregătit pentru dumneavoastră o frumoasă melodie. O să te rog să prezinți nevasta. Gianina Voicu. Gianina, ești superbă. Ești superbă. Fericire și din partea mea și a tarafului. Cum am învățat eu de la Andreea Mantea, casă de rahat să nu-și bage nimeni nasul în ea. Mai bine casă de piatră și un cântec vesel să cântăm. Să fie am voi cu și tarafului.